Bine v-am regăsit la Trăiește Sănătos, suntem la Hello Sănătate TV și astăzi vorbim despre meteosensibilitate cu doamna dr. Ruxandra Constantina, medic de familie, competență în apifitoterapie. Bine ai revenit, Ruxandra! Bine v-am regăsit! Sper sănătoși, fără meteosensibilitate și fără meteodependență! Sănătoși și voioși! Hai să vedem, mă, Ruxandra, există această meteosensibilitate? Este mit sau până la urmă chiar fapt real? Adică pot apărea tot felul de probleme, dureri de articulații și multe altele. Această știință, biometeorologia să-i spunem, are dovezi științifice, mai ales în ultimii 30 de ani, care au arătat că organismul uman este influențat de anotimpuri, de soare, de ploaie, de activitatea solară, explozii solare, de activitatea seismică. Toate ne influențează în bine sau rău organismul. Se spune că organismul nostru se simte cel mai bine în jur de 20, 21, 23 de grade, având o umiditate potrivită, nu foarte accentuată, și cu lumină naturală din belșug. Și orice apare, orice parametru, nu numai temperatura, pentru că știi că ne simțim rău de multe ori și la temperatură crescută, vara, ne mai vorbim de caniculă, este influențat în primul rând sănătatea organismului nostru de radiațiile cosmice, de variațiile presiunii, la nivel fizic, psihic și emoțional. Ne influențează nu numai structura organismului, dar și gândirea, emoțiile. Și asta cred că toți, la un moment dat, am resimțit. Exact. Și să știți că doar aproximativ 20% din populația globului se pare că nu ar avea sau nu resimte, nu-și dă seama că este influențată de vreme, pentru că de fapt toți suntem influențați. Restul suntem meteosensibili, adică reacționăm prin modificări de afectivitate, o stare de indispoziție, tulburări ale apetitului, dureri de cap sau chiar meteodependenți. Și culmea e, ne-am gândit că cei bătrâni sunt cei mai afectați. Nu, să știți că nu cei de o anumită vârstă, ci sunt foarte afectați, foarte afectate persoanele active, dar care mănâncă nesănătos, multă mâncare aditivată, care nu se odihnesc, care sunt foarte stresate, care nu dorm, care stau foarte mult închise în casă, la lumina artificială și în fața televizorului și a computerului, mai ales că în ultimii 2 ani din cauza acestei pandemii, cu toții am stat foarte mulți închiși în casă și n-am mai făcut nici mișcare în aer liber, n-am mai ieșit în natură, ce să mai zicem de sport. Da, așa este. Hai să vedem, noi astăzi am scris pe burtieră, uite, de ce ne dor articulațiile la schimbarea vremii. Articulațiile se resimt câteodată, să ne explici cum ne influențează vremea, starea articulațiilor, de ce pot apărea dureri. Acum știm de la bunici că erau adevărat barometre naturale. Spuneau de dinainte când se schimbă vremea, nu? Exact. Ați văzut că totdeauna acum resimțim și noi, ne simțim mai rău înainte de o ploaie, de o furtună, de un viscol, decât propriu zis când s-a declanșat fenomenul respectiv. Deci am spus, suntem influențați în primul rând de variațiile presiunii, ale umidității. Dar de ce? Pentru că articulațiile au un lichid cu o presiune care este în concordanță sau în disonanță cu presiunea atmosferică, pentru că articulațiile noastre au terminații nervoase cu receptori care sunt influențate și captează toate aceste modificări ale aceste modificări atmosferice, da? Și de la simple dureri până la umflarea articulației care devine caldă, roșie, mobilitatea activă și pasivă este diminuată. Toate acestea se întâmplă tot mai frecvent și culmea e că am observat și la copii, la copii care mănâncă nesănătos și care nu fac deloc mișcare și sport. Și cred că și cei care au avut anumite fracturi sau intervenții chirurgicale pe cicatrice, nu? Devin, locurile acelea devin sensibile, dureroase.
la schimbări Exact. de Luxații, vreme. fracturi, chiar dacă s-au rezolvat, exact cum și o tăietură pe o fost operație, devine de multe ori, apare durerea la acel nivel. Și mai ales acum, în ultimul timp, în care vedem că variază foarte mult și temperatura și presiunea și sunt tot fenomene, chiar la distanță, să știți că o activitate seismică sau vulcanică, chiar la mii de kilometri distanță, ne poate influența starea de sănătate a organismului. Hai să ne dai câteva sfaturi, Ruxandra. Ce facem când avem astfel de probleme? În primul rând, este foarte important, atenție la alimentație. Ce ne ajută? Pentru că există, să știți, alimente cu rol antiinflamator, deci care ne scad inflamația și durerea din organism, inclusiv de la nivelul articulațiilor. Și vorbim aici de pește și uleiul de pește, fructele de mare, legumele cu frunze verzi, cruciferele de tip conopidă, varză, brocoli. Foarte importante, avocado, pentru că are acele uleiuri sănătoase, ananasul și papaya, care știm că au bromelaină și papaină, acele enzime care nu numai că îmbunătățesc digestia, dar au rol antiinflamator. De asemenea, cu rol antiinflamator avem afinele dintre fructele de pădure, rodia, fructele oleaginoase, nuci, caju, migdale. Preparatele apicole, foarte bune, și să nu uităm de condimente. Fie că le adăugăm la sfârșitul mâncării, în salate sau le luăm sub formă de suplimente. Și în această categorie intră ghimbirul, turmericul, rozmarinul, scorțișoara, busuiocul și salvia. Deci alimentația antiinflamatorie, hidratarea, foarte bun, ceaiul verde, ceaiul roibos, ceaiul de ghimbir, ceaiul de turmeric, mișcarea atât cât ne permitem, dacă nu putem ieși afară, măcar mișcare ușoară în casă. Și nu în ultimul rând, e foarte important starea noastră emoțională, pentru că dacă mai avem și dureri și suntem și supărați și nervoși, nu facem decât să ne accentuăm aceste dureri la nivel articular. Spuneai de mișcare, Ruxandra, doar așa când ne plimbăm sau, mă rog, diverse forme de mișcare, sau ar trebui chiar kinetoterapie, lucrat cu cineva care știe ce să-ți recomande pe zona dureroasă? Kinetoterapia alături de un specialist este esențială pentru că are efecte în timp, la fel ca și mersul, de exemplu, la cei care au probleme, măcar o dată pe lună, într-o stațiune din această balneoclimaterică, și kinetoterapia regulată este cea care ne oferă rezultate durabile, pentru că în caz de dureri noi suntem obișnuiți, nu facem nimic și ne repezim la niște antialgice și antiinflamatorii. Ok, sunt de acord, o zi, două, trei, pentru că știm că toate aceste antiinflamatorii au foarte multe efecte efecte secundare. adverse. Da? Hai Deci să trebuie vedem să... atunci, poate facem o discuție între suplimente alimentare, plante, da? Deci ceva care este 100% natural versus oricum tratamentele pe care le luăm și, nu știu, cumva dă-ne câteva sfaturi și pe partea asta de suplimente alimentare, ceva care să ne ajute fără efect secundar. Da, este important. Deci în momentul când ne administrăm un supliment, avem două obiective. Prima, să reducem durerea și inflamația și doi, să ajutăm la refacerea constituției normale a articulației. Și aici vorbim de Arthrohelp-ul. De ce? Pentru că are sunt de fapt șase suplimente într-unul. Avem așa, plantele cu efect antiinflamator, cum am spus, și antialgic. Să știți, de multe ori aceste plante au eficacitate aproape la fel de bună ca antialgicelor și antiinflamatorilor clasice, medicamentelor. Deci vorbim de gheara diavolului, harpagofitumul și bosfelia. După aceea, la fel, cu acțiunea antiinflamatorie, curcumina, foarte importantă, papaina și bromelaina. Am spus, acele enzime digestive vegetale cu rol antiinflamator, la fel efectul antioxidant, vitamina C, pentru refacerea articulației, pentru stimularea secreției constituenților normale a articulației. De ce avem nevoie? De acid hialuronic, de glucozamină și condroitină și de colagen hidrogenat de tip 1, 2 sau 3.
Să nu uităm de scorcișoară. Scorcișoara este una dintre condimentele cu un rol antiinflamator deosebit de important. Și de magneziu, magneziu care ajută și la relaxarea musculaturii din jurul articulației, care de cele mai multe ori este contractată în mod reflex. De asemenea, avem suplimente cu colagen și acid hialuronic, care stimulează sinteza naturală a organismului de colagen și de acid hialuronic. Și să nu uităm vitamina D3, foarte importantă, în special în această perioadă a anotimpului rece. Deci asta dacă vorbim de suplimente administrate intern. Este important însă să realizăm un tratament naturist și local. Cu ce? Cu băi călduțe, de exemplu, cu sare de bazna, în care adăugăm și câteva picături esențiale de ulei, câteva picături dintr-un ulei esențial, chiar ajută la relaxarea articulației. Masajul local cu geluri care să conțină arnică, harpagofitum sau ulei esențial de eucalipt, de mentă, de salvie, de lavandă, de rozmarin, toate au un rol deosebit de important în diminuarea durerii și a contracturii. Mă gândeam că ai spus de ArthroHelp Forte, de colagen cu acid hialuronic, vitamina D3. Sunt suplimente pe care le găsiți la Zenith. Dacă intrați pe www.zenith, scris cu Y și cu TH.ro, și să adăugăm, Ruxandra, cel puțin suplimentul acesta, colagen cu acid hialuronic, te ajută și pe articulații, dar și pentru ten. Se vede efectul, adică împușcăm două iepuri deodată, mă gândeam. Da, ten, Piele, da. unghii, la fel ne ajută păr și să nu uităm de curcumină, deci extractul de turmeric cu piperină pentru o mai bună absorpție, care are efecte antiinflamatorii și antioxidante deosebit de importante, nu numai la nivelul articulațiilor, ci la nivelul întregului organism. Da? Și cum am spus, să nu uităm de starea emoțională. Pentru că De un acum, tonus bun. dacă vremea nu putem prea mult să o modificăm, am observat, nu facem decât prin tot ceea ce facem noi omul să schimbăm în rău toată vremea condițiile atmosferice, în schimb, ceea ce putem să facem pentru noi, se spune că e bine să fii în pas cu vremea, dar optim e să fii cu un pas înaintea ei. Deci, haideți să nu ne mai plângem. Lumea se plânge, mă doare, apare, vine, furtuna, ploaia, dar nu face nimic. Schimbați-vă stilul de viață, adăugați alimente antiinflamatorii, faceți mai multă mișcare, luați din timp aceste suplimente și pe o perioadă mai lungă de timp ca să aibă timp să acționeze Acționeze. și foarte important, reduceți greutatea corporală, care este un factor favorizant care apasă și mai mult asupra unor articulații deja uzate. Mulțumim pentru sfaturi, Ruxandra. Îți doresc să rămâi sănătoasă, voioasă și să ne revedem la Hello Sănătate TV. Vă mulțumesc și eu și sănătos să ne revedem! Așa să fie. Vă mulțumim și vouă că ne-ați fost astăzi alături. Aveți grijă de voi, de sănătatea voastră și noi vă așteptăm cu drag la Hello Sănătate TV. Pe curând!